Andrei Lancă, sportiv pregătit la CSM Dorna Vatradornei de Cristi Prâsneac, a ocupat primul loc la semi-maraton categoria tineret, unde a parcurs 21 de kilometri cu o diferență de nivel de 700 de metri. La general, Lancă s-a clasat pe locul 4, în urma unor sportivi consacrați, precum basarabeanul Gheorghiță Vitalie, maratonistul olimpic Marius Ionescu și alergătorul montan Ionuț Zinca. Acest rezultat ne dă încredere în perspectiva următoarei competiții la care va participa Andrei. Este vorba despre campionatul național de semi-maraton care va avea loc pe 4 aprilie la Craiova. Vreau să mulțumesc conducerii primăriei municipiului Vatra Dornei pentru că a găsit soluții să îl sprijine pe Andrei, a spus antrenorul dornean Cristi Prâsneac. O comportare excelentă la Alba Iulia a avut și Dorin Andrei Rusu. Sportivul pregătit de Bogdan Roșcăneanu la CSŞ Rădăuți a ocupat primul loc în proba de cross categoria tineret. La categoria Open, Rusu s-a clasat pe locul 8.